Laudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, mărita sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ne oferă posibilitatea din nou să ne gândim la marele dar pe care Bunul Dumnezeu îl face la fiecare sărbătoare a Crăciunului. Este un Dumnezeu care se gândește mereu la noi. Dar oare noi, oamenii, în aceste zile de sărbătoare, la ce ne gândim? Unde este gândul nostru? Adeseori vom răspunde, firește, ne ocupăm în aceste zile mai mult de cele pământești, de cele materiale, care ne răpesc adeseori chiar și timpul de rugăciune. Din nefericire, pregătim atât de mult sărbătorile, încât uităm motivul sărbătorii noastre. Să ne amintim că în fiecare zi, rostind simbolul credinței, noi spunem, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Într-adevăr, un Dumnezeu care s-a făcut om pentru noi. Hristos s-a născut pentru noi. Aceasta ne dovedește iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu pe oameni, încât pe Fiul Său unic l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cu adevărat, Dumnezeu s-a gândit și se gândește la noi. Mesajul pastoral din acest an propune câteva gânduri de Crăciun, plecând de la Dumnezeul iubitor de oameni, încercând să vedem pe acest Dumnezeu care s-a plecat asupra oamenilor și s-a umilit pe sine atât de mult încât a acceptat să îmbrace haina unui trup uman, să vină într-o peșteră întunecoasă și friguroasă și an de an să petreacă alături de oameni până la ceasul rânduit în care pentru oameni s-a umilit pe sine înălțându-se pe lemnul crucii și apoi conducând în bucuria divină și natura umană. De fapt, putem rezuma misterul acestei sărbători în Dumnezeul care a îmbrăcat haina noastră pentru a ne îmbrăca pe noi în haina divinității sale. Un Dumnezeu care a dorit să vină printre oameni, să se facă asemenea nouă oamenilor, întru toate, în afară de păcat. Dumnezeu a pătruns în omenire prin încuvințarea Preasfintei Fecioare Maria, aceea care a răspuns Arhanghelului Gabriel cu bucurie, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Astfel, Dumnezeu s-a făcut trup. Pentru aceasta însă a fost nevoie de fidelitatea și ascultarea Mariei, aceea care a dorit să rămână fidelă angajamentului asumat față de Dumnezeu, dar și față de logodnicul Iosif. Alături de ea, Iosif este surprins de vestea faptului că Maria este însărcinată și se gândește să o părăsească în ascuns, asumându-și umilirea. Și el dorește să rămână fidel angajamentelor luate și prin intervenția îngerului în vis, Iosif va rămâne alături de Maria, o va lua la casa lui. Vedem cum astfel umilirea acceptată conduce la demnitatea recuperată.
În a treia parte a mesajului pastoral, oameni ai lui Dumnezeu, ne-am oprit mai mult asupra Mariei și asupra lui Maria și Iosif. Maria și Iosif mergând spre Betlehem, un drum lung pe care îl parcurg, un drum obositor de câteva zile, dar acceptând aceste umiliri, de fapt împlinesc cuvântul profetului Mihaia. Ajungând la Betlehem, nu găsesc niciun loc pentru a petrece noaptea, niciun adăpost, pentru că oamenii se adunaseră în Betlehem pentru recensământ. De aceea sunt conduși spre un staul, un staul de animale. Să încercăm o clipă să ne închipuim umilirea acestei mame care trebuie să aducă pe lume pe Fiul ei, care este și Fiul lui Dumnezeu, așa cum Arhanghelul spunea, într-o peșteră. Nu s-a găsit un alt loc pentru venirea lui Dumnezeu pe pământ decât o peșteră întunecoasă, friguroasă și o iesle cu paie. De fapt, acceptând și această umilire, vedem cum Dumnezeu lucrează, providența divină lucrează, pentru că altfel ar fi fost foarte greu de identificat de către păstori și apoi de magi, dacă ei ar fi fost găzduiți într-un han unde ar fi fost aglomerație, mulțime de lume, sau într-o casă, sau într-un alt loc oarecare. Așa însă, separați de lume, acolo pe câmpul păstorilor, au putut fi imediat găsiți de păstori și apoi, după câțiva ani, și de magi. Încheiem acest mesaj pastoral punctat la fiecare moment cu exemple din momentul umilirilor episcopilor noștri din detenție, pentru a vedea cum au petrecut și ei Crăciunul acolo în închisoare, așa cum Dumnezeu a venit în închisoarea unui trup, așa au petrecut și episcopii și călugării, călugărițele și mulți credincioși, un timp al detenției pentru credință, cu credință și rămânând fidel în ascultarea credinței față de Dumnezeu. Aceste umiliri însă le-au dobândit și o mare demnitate creștinească. Sperăm cât de curând ca Biserica Catolică să îi ridice la demnitatea Sfintelor altare. În încheiere, ne reamintim că și în acest an Dumnezeu s-a făcut om pentru mine. Hristos se naște pentru mine. Hristos dorește să-i fac loc în viața mea, să-i ofer un timp și un loc. De aceea vă invit să găsim în casele noastre un loc unde să putem așeza și noi o icoană, o lumânare spre rugăciune și un timp pe care să-l oferim cu bucurie lui Dumnezeu, pentru ca El să poată renaște în acest an în sufletele noastre. Suntem într-un an cu totul deosebit, în anul centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia. Sub semnul unirii dintre natura divină și natura umană prin nașterea lui Dumnezeu ca și om, trăim această sărbătoare a unității între oameni și între români, gândindu-ne la actul de la Alba Iulia din decembrie 1918 și ascultând din nou vocea cardinalului Iuliu Hosu de mai târziu, care, așa cum știm, rostea acele frumoase cuvinte: de acum înainte o singură țară, România, una
și nedespărțită, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului său. Mărire în ducele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni. Iubiți credincioși, aceasta este și urarea pe care dorim să vă transmitem la aceste sfinte sărbători. Să putem trăi aceste sărbători cu bucurie sufletească, iar în inimi pacea să domnească, la mulți ani și binecuvântare arhierească. Amin. Mulțumim.